Un alt mod de a-ți crește încrederea de sine este de a face ceva nou în fiecare zi, dar nu doar ceva nou, ci de a face ceva care te sperie, ceva de care ți este frică în fiecare zi. Cel mai bun mod de a te elibera și de a fi dispus, disponibil, de a-ți exprima întru totul frumusețea, bucuria, naturalețea și cum ai trebuit să le numești, este acela de a nu mai avea limitări, de a nu mai avea opreliști. Și atunci, dacă în fiecare zi faci ceva care să te ajute să te ducă la limită, dacă în fiecare zi faci ceva care te sperie, de care ți este teamă, dar fără, atenție, fără să spună în pericol, fără să-ți pericliteze sănătatea sau viața, pe a ta sau pe a celorlalți, atunci iată acest challenge, iată această provocare de a face ceva nou în fiecare zi, ceva absolut fantastic în fiecare zi, astfel încât să te autodepășești. De ce? Pentru că dacă faci acest lucru în fiecare zi, vei ajunge să ai o toleranță fenomenală la teama de înfrângere, la teama de eșec, și în momentul în care această toleranță efectiv nu-ți mai este teamă. Și în momentul în care nu-ți mai este teamă, ești un om liber. Un om care nu are frici este un om liber, da? Așa că în fiecare zi fă ceva nou care te sperie, care te înspăimântă. În fiecare zi caută să vezi ce aș putea să fac astăzi pe care ieri, dacă m-aș fi gândit să-l fac, m-ar fi tremulat ițarii pe mine, da?